Unirii nu-i priez deplasările. Liderul s-a încurcat din nou, de această dată la izvoru. Pe Novaspicul, elevii antrenorului Laurențiu Bele au părut toropiți de căldură. Nici nu s-au așezat bine în ghete că scorul era deja 1-0. Andrei Ferraru a profitat de o indecizie a defensivei și a marcat un gol important. Fără idei în atac, liderul n-a contat nici la fazele fixe. Fostul jucător al Spicului, Marian Stan, a semnat cea mai mare ocazie a oaspeților. Aceștia au mai avut o bară, dar arbitrul oprise faza pentru fault în atac. Eu îi felicit pe băieți, eram fer convins că nu o să pierdem împotriva lor. V-am spus dinainte, arbitrajul va conta foarte mult. În tur am avut un arbitraj pe care îl știm cu toții, care a fost. După meciul de la Vedea, iar un meci stricat de arbitraj. A venit meciul de astăzi, am avut 4-5 absențe pe marcă în lot. Am adus pe Gudonescu la vârsta asta să vină să joace. Mă bucur pentru băieți și felicit și sper să o ținem așa. Mai încurcă izvorul pe cineva sezonul ăsta? Izvorul poate încurca orice echipă. Orice echipă, izvorul totdeauna, ați întrebat adineori dacă am jucat pentru cineva. Noi nu am jucat niciodată pentru nimeni, nu am jucat pentru noi. Noi jucăm pentru oamenii care vin la stadion și pentru primarul nostru care e aproape de noi. Neputința din teren i-a enervat la culme pe jucătorii Unirii. Capitanul Iulian Pârvu a cedat nervos și a fost eliminat în minutul 88. Rolul gazdelor a fost atacantul Florin Cosat, poreclit Bujie. Fericit, cel mai accidentat, asta este. E și talismanul echipei, unde era mingea Bujie. Asta este. Ce să vă spun, chiar de ziua mea un cadou frumos. A jucat pentru voi sau pentru vreo primă special? Pentru noi, să ne revanșăm. Pentru... Eu știu și petrecere în seara asta sau... Sigur că urmează. Chiar dacă nu a marcat în această etapă, Bogdan Stănciulescu a creat probleme defensive adverse. Spune că se aștepta la o victorie cu Unirea și că Spicul nu și-a spus încă ultimul cuvânt în această serie. Când încep meciul, nu ai cum să te gândești că e bătaie. Tocmai de-aia venim toți, ne strângem la teren și dorința e să câștigi. Să câștigi și să încerci să sub orice formă, având în vedere că terenul e greu, sub orice formă să câștigi. Ambiția, și-a spus cuvântul, pentru că la nivelul ăsta cine greșește mai mult pierde. O să mai încurcați echipe în sezonul ăsta? Păi, cam asta e ideea, de-aia ne întâlnim. Obiectivul per total, per ansamblu, e să câștigi. Spicul Izvorul a avut zeci de susținători, însă niciunul ca Nea Costică. V-a plăcut meciul de azi? Da. Păi, mai greșit și arbitru, mai greșit jucătorii. Ce să facem? Ăsta e sportul. Ce echipe ați primit aici când erați dumneavoastră tânăr? Ce echipe au jucat pe terenul ăsta? Fetești, Călărașii, Zimnicea, Turmăgurele, Dunărea Giurgiu, Olimpia Giurgiu. Câștigat cineva aici? Ba da. Da, Mănăstirea și Armata Asem Giurgiu. Acesta a compus mai multe melodii pentru echipa la care a evoluat și el în tinerețe. Se ferește, bine ne pare. Cu primarul în frunte, între Bogoșari, avem vechiuri multe. Nea Gheorghiță, antrenorul, e ca un motor. Gheorghiță, bagabontul. Mariana Sastovici, care mi-a fost mie antrenor. Hai, Spicule, tu ești mai tare. De tine tu, se ferește, bine ne pare. Locul întâi în serie din campionat. Mergi la victorie și el pune mari mână și burtă mă pur, joc pe post de fundaș dreapta, țin la el ca și la tata. După frângerea de la Izvor, Unirea a căzut pe locul 2 în clasament, fiind depășită la golaveraj de Arsenal Malu. În schimb, Spicul este pe locul 6, însă în apropierea celor de la CSM Dunărea.